A fost sărbătoare mare în comuna Mehedinţea-Năpodeni, unde după ani de pauză a fost reluată sărbătoarea Salcâmului. Sărbătoarea câmpenească a strâns oamenii dornici să se bucure de tradițiile frumoasei comune. La eveniment au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinţi Ionică Negru, prefectul județului Alin Isuf, dar și secretarul de stat Bogdan Simcea. Comuna Podeni, cu satele și cătunele aparținătoare, poate fi socotită una dintre cele mai pitorești așezări din această parte a Olteniei, oferind totodată un cadru natural privilegiat pentru așezări omenești din cele mai vechi timpuri, atestate documentar, fie de-a lungul văilor cu ape limpezi, fie la adăpostul codrilor seculari și chiar al numeroaselor peșteri din masivele calcaroase învecinate. După anii de pauză din cauza pandemiei, sărbătoarea Salcâmului a fost reluată în comuna Mehedințeană-Podeni. La eveniment a fost prezent vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinţi, Ionică Negru, care consideră că prin aceste manifestări se păstrează vii tradițiile. Astăzi ne-am deplasat cu plăcere la invitația domnului primar de la Podeni pentru a fi alături de dânsul la sărbătoarea satului denumită anul acesta Sărbătoarea Salcâmului. Observ cu plăcere că s-au prezentat un număr mare de cetățeni, faptul că până acum această sărbătoare nu s-a mai ținut, știm cu toții, datorită căror motive. Mă bucur să constat că acum s-au prezentat cu mare drag un număr mare de cetățeni și se distrează și este o dovadă că lucrul ăsta le-a lipsit. Noi ne bucurăm când vedem că unitățile administrativ-teritoriale, în frunte cu primarii, se gândesc la cetățeni să le ofere și câte un moment de bucurie. Mulțumim domnului primar pentru invitație și sper ca toată lumea să fie mulțumită. Cântece și jocuri populare, ansambluri folclorice care fac din Mehedinți o regiune unde tradițiile sunt la ele acasă. Vocea de aur a dragei noastre soliste Irina Zoican, pe toate le-am găsit în comuna Podeni. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, prezent la eveniment, a asigurat autoritățile locale de tot sprijinul, atât din partea Consiliului Județean, prin președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, dar și de sprijinul instituției prefectului. Vreau să mulțumesc domnului primar al comunei Podeni, precum și Consiliul Local al acestei comune, precum și oamenilor simpli, pentru invitația de a fi în mijlocul dumnealor la această frumoasă sărbătoare a localității. Iată că în zona de munte tradițiile populare se conservă în mod armonios. Am văzut deja în mai multe comune, Cireșu, Izverna, Ponoare și acum și aici la Podeni. Se conservă foarte frumos tradițiile noastre din nordul județului. Chiar dacă vremea este un pic destabilizatoare, e un număr mare de oameni care se distrează frumos. Știu că domnul primar are în vedere multe proiecte privind infrastructura acestei comune, care este foarte pitorească și sunt convins că în viitor apropiat va avea și o infrastructură foarte bună. Bineînțeles, cu sprijinul domnului președinte Aladin Georgescu de la Consiliul Județean și ai colegilor noștri, domnul vicepreședinte Ionică Negru, dar și, de ce nu, și cu sprijinul instituției prefectului, care potrivit abilităților noastre și prerogativelor legale, o să sprijinim cu tot ce putem această localitate. Secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Simcea, este un om mereu implicat în comunitate, fiind alături de cetățeni atât la această sărbătoare, cât și la nevoile acestora. Am dat curs invitației să vină astăzi în comuna Podeni la sărbătoarea Salcâmului. Este o sărbătoare care are înviat după 3 ani de zile de pandemie și mă bucur că văd atâta lume și oameni bucuroși în această zi frumoasă de duminică. Primarul comunei Podeni, Mihai Roata, a dorit ca după anii de pauză din cauza pandemiei de COVID-19 să le aducă cetățenilor comunei o mică bucurie și anume sărbătoarea Salcâmului. A fost reluată în acest an totodată, acesta și-a dat tot interesul în promovarea proiectelor în zonă. După 2 ani de pandemie și de restricții ne-am reluat obiceiurile în zona noastră de munte, în zona Podenului. Reprezint comuna Podeni de 3 mandate
doresc să păstrez și să duc mai departe tradițiile. Am încercat și mi-am dat toată silința de a promova proiecte, de a lucra pe infrastructură, pe alimentări cu apă, pe tot ce este necesar în zona asta. Am rămas surprins, plăcut, de numărul destul de mare de oameni care au venit astăzi la această sărbătoare a Salcâmului, care de altfel a avut și denumirea de Nedeea Munților sau Fiii Satului. Fiind o vreme mai potrivnică, totuși au fost destul de mulți cetățeni care au dorit să se petreacă și să se bucure de o zi mai specială pentru comuna noastră. Nici măcar ploaia nu a putut sta în calea cetățenilor, dor nici să se distreze. Aceștia au venit cu mic cu mare pentru a se bucura de o muzică bună. Soliști de renume au urcat pe scenă, printre care și îndrăgita solistă Irina Zoican. Muntele nostru, să știți că în ultimii 7-8 ani arată mult mai frumos. Îi mulțumim și domnului președinte Aladin Georgescu pentru că ne-a făcut un drum extraordinar. Eu de la Balta am venit acum pe Marga și am zis, e Occident curat aici. Într-adevăr, Cireșul e comună europeană, mai avem puțin noi cu Pădeniu și Balta. Dar lucrurile se îndreaptă spre bine și îi mulțumim domnului președinte Aladin Georgescu că nu a uitat muntele și sunt sigură că va face în continuare lucruri frumoase. Pune sărbătoare cu o vechime foarte mare, datorită acestor meragul frumoase ale munților noștri, bogați în pădurea Sălcămului, numită sărbătoarea Sălcămului și pe timpul sărbătoarea întâlnirii cu fiii satului. Despre comuna noastră, ce să vă spun, este o comună, cum o vedeți, alături de munte, cu o conducere bine pregătită profesional, ordonată, care îți dau interesul și să-ți bat pentru a înfrumuseța ceea ce a fost în trecut, să fie în viitor o comună care să dea dovadă că oameni gospodari, primar gospodar, secretar gospodar și toată conducerea primirii noastre este de laudă, de cinste, de omenie. Înțeles, al întregului colectiv și a Consiliului Local și vicele și secretarul și toată lumea. Au fost activi, dar ne-a stricat un pic vremea. Cu tot cu vreme rea, oamenii tot s-au distrat. S-au distrat, bineînțeles. Și că se distrează. Exact. Este frumos, foarte frumos, dar păcat că n-a ținut vremea cu noi. Oamenii s-au străduit foarte bine, a făcut curățenie, a făcut foarte frumos. Cu ajutorul domnului primar și cu al domnului vice și toți au contribuit. Dar dacă Dumnezeu n-a ținut cu noi, să dea Dumnezeu să fie la anul mai bine. Totuși oamenii s-au distrat. S-au distrat. De-abia așteptam ziua asta să vină. Astfel de evenimente ne unesc, ne reunesc, ne fac să apreciem valorile locale și sunt bine meritate după atâta pauză.